pentru mine zâmbetul e și dinții, dantura e mai importantă decât orice. Eu nu beau cafea, nu beau vin roșu, nu beau cola, adică chiar țin la estetica dinților mei. Știu cum am dus la o dentistă odată și am spus, fă ceva și fă-mi zâmbet de America, fă-mi zâmbet american. De-aia cu mulți dinți, știi, când zâmbești se vadă așa dată mulți dinți și albi. Silvia, spune-ne cum îți întreții dantura? Păi periaj de două ori pe zi. Și de tartraj o dată pe an și bineînțeles când apare vreo problemă este bine să o rezolv din timp ca să nu se agraveze. Nu mi-am făcut niciodată albire de dinți, acum am înțeles că există o albire bio, dacă pot să spun așa. Eu întotdeauna am avut dinții albi, mi-am și albit cu soluție, stăteam acasă, îmi puneam proteză de silicon, așa, în care spuneai gelul ăla și stăteai așa seara câteva ore și într-adevăr a doua zi din ce în ce mai alb, am avut mai alb de atât. Într-un mod natural am grijă de dantură și sigur, dacă nu te înzestrează natura cu dantură perfectă, există mijloace și posibilități în ziua de astăzi să ne facem o dantură perfectă, efectiv perfectă. Mă spăl pe dinți dimineața și seara, ca tot omul, și am și un duș bucal pe care îl folosesc o dată la două zile. Ce înseamnă duș bucal? Înseamnă acel jet cu apă pe care îl folosește și medicul când te duci la stomatolog să scurețe spațiul dintre dinți, unde nu intră perie. Când ai fost ultima oară la dentist și ce ai făcut? Acum vreo 3-4 săptămâni în urmă am dus să-mi fac o radiografie pentru că mie încă nu mi-au ieșit măselele de minte și... Deci o să fiu și mai deștept la un moment. De câte ori vizitezi medicul stomatolog? Cam o dată pe an pentru detartraj și așa, un control de rutină. Nu am probleme cu dinții, dar mi se pare mie că mai vreau o curățare, de exemplu, un detartraj și atunci merg o dată la 6 luni pentru asta merg. Sarcina și-a lăsat cumva amprenta asupra danturii? Încă nu. Totul depinde și de cât calciu consum în timpul sarcinii și după sarcină. E important să pornim de la sănătate, de tartraj, curățare, etc., etc., să rezolvăm problema cu cariile dacă sunt așa. După care vine problema esteticii. Și din ce în ce mai mult, și îmi place lucrul ăsta, că și în România punem accent pe partea de estetică. Care sunt regulile de bază în îngrijirea dentară? Să avem o igienă zilnică, să ne spălăm cel puțin 2-3 ori pe zi, să venim la 6 luni la cabinet pentru a face o investigație totală a danturii noastre și să facem acel periaj profesional și de tartraj din 6 în 6 luni. Catena vă recomandă pasta de dinți Aslamed. Diminuează sângerările gingivale și reduce inflamațiile gingivo-parodontale.